Astăzi, în emisiune s-a arătat ce s-a întâmplat între Maria și Antonio Aseară, de ce s-au despărțit. A fost întrebat Antonio dacă a folosit un pretext ca să-i dea o lecție Mariei, și Antonio a spus că el este ca o oglindă într-o relație, dacă partenera lui dorește să aibă o relație deschisă cu mai mulți prieteni el poate avea o astfel de relație. Dacă partenera vrea o relație închisă în care să fie doar ei doi, atunci el se poate conforma. Însă dacă partenera, adică Maria, îi cere ca să fie doar ei doi și ea nu poate să ofere acest lucru înapoi, atunci el nu poate să ducă mai departe acea relație. S-a arătat că Maria a discutat cu Zei, nu mi s-a părut că vrea să fie mai mult decât o simplă discuție. Antonio s-a ridicat de pe canapea, ea a rămas cu Zein acolo și doar nu era să stea ca muții, l-a văzut pe Zein că este supărat și a, doar l-a întrebat de ce este dezamăgit și o, discuția a fost normală, mie așa mi s-a părut, au fost întrebați și ceilalți din casă cum li s-a părut, Hatice i-a dat dreptate lui Antonio că nu a fost în regulă ce a făcut Maria, Sabrina a fost singura care a luat apărare, a spus că ea a văzut o astfel de privire și atunci în situația Mariei cu Dima însă și-a dat seama pe parcurs că Maria așa are, a privirea are, ocheia, okay, mai de prioară așa și că nu, nu îi se pare că ar fi fost ceva deosebit din partea a Mariei către Zein. Dima, Giulia, au spus că pe ei ar fi deranjat acele priviri dacă le-ar le fi văzut la partenerii lor. Doamna Eleonora, în schimb, după ce că Maria era la pământ, a mai dat în ea așa cum știe dânsa să o facă uneori pentru unii, și a spus că Maria e vinovată, că o consideră geloasă, că este o persoană închisă, că are probleme de comunicare, și câte și mai câte a prins momentul doamna Eleonora și le-a spus pe toate. Acum, din câte înțeleg, s-au despărțit. I-a dat și hoinuțele înapoi pe care le împrumutase de la el, că am văzut-o. Îi plăcea să poarte tricouri din acelea mai largi, pantaloni scurți avea la ea. Antonio a spus că ei doi ori să mai discute prin casă, pentru că asta e situația, sunt acolo în casă cu toții. Dar a mai spus ceva, a spus că ea ar trebui să fie sinceră cu ea, dar nu se cunoaște pe ea însăși, deci rămâne la aceeași părere. Mă gândesc că poate totuși a fost doar o lecție și e posibil să mai discute și să se împace, sau a fost un pretext pentru că Antonio nu se simțea bine în această relație și atunci a găsit acest motiv ca să se despartă. Rămâne de văzut.